Prieteni, noroc, e miez de zi. Noi i-am servit prânzul, sper că și voi, așa ca să puteți digera cel mai bine ceea ce o să auziți în continuare. Vom vorbi despre social media marketing, despre tendințe, despre ce facem și cum ne promovăm pe social media corect. Și sperăm că știe asta cel mai bine invitatul de astăzi. E vorba de Dumitru Talmazan. Imediat tehnica ne-l aduce de cealaltă parte a ecranului. Noroc, Dumitru! Salutare, eu mă aud, bună ziua, bună seara, bine v-am găsit. Cu siguranță ești mai bun la vorbit decât mine, asta deoarece cel puțin jumătate din săptămână ești cu cursanții de la Talmazan School Oh, și da. noi printre ei. Să spunem, fondator Talmazan School, fondator ASAP Digital Team, ce se mai adaugă la această listă, ne zici tu? Fiu soț, Așa. tată, cetățean al Republicii Moldova și pur și simplu crăsilipare. Ei bine, le primim pe toate. Să fie. Noi astăzi vom vorbi despre social media, despre tendințe în social media, despre ce facem noi greșit și cum ar fi bine să fie corect în dependență de domeniu sau de etapa la care se află afacerea noastră. Spun asta pentru că ca să reușim, cei care au prins un pic firul, să ne dea întrebări, le luăm, vă promitem, pe cât putem pe toate, pe cât nu vă spunem când și cum vă răspundem la ele, dar vă încurajăm să scrieți întrebarea pe care o aveți, inclusiv în dependență de ceea cu ce vom prinde noi firul discuției. Dumitru, voi încerca să fiu rapidă, dar vreau să punctăm din start. Eu știu că asta te recomandă și asta a făcut și echipa noastră ca să vină la o consultanță la Talmazan School. Ești certificat Facebook pentru Republica Moldova și ai și un MBA în domeniul ăsta, dar zine tu mai bine ca să nu greșim Da, iarăși. știi, vreau să spun că am un feeling foarte. E de-am satul de life-uri, în sensul că și cursurile live. Vreau să Nu, intru da, în noi am înțeles. realitate. Dar vorbim, dar mai tu vorbeai, făceai introducerea și eu mă simțeam parcă suntem la electorala din America și eu cuși preiau legătura, mă văd în două Așa. pătrățele. Legat de cine suntem noi și de ce noi facem, eu am solicitat de la colegii de la Facebook să întreb dacă mai are cineva în Moldova. Nu am primit un răspuns, dacă sunt sesizați-vă, că nu e interesant, dar bănuiesc că suntem unici, sunt unicul certificat specialist în Republica Moldova. Am trecut parte de un level la Academia Facebook-ului pe direcția de planificare și strategii Facebook. MBA-ul l-am făcut la Londra pe securitatea cibernetică și Dubai și Moscova pe direcția de executive. Am și un master MBA executive. Asta ce înseamnă pentru oameni simpli muritori, pe lângă faptul că pot să vadă asta pe cartea mea de vizită, prin virgulă MBA, asta înseamnă un pic mindset și posibilitate în care noi putem să aducem clienților noștri și beneficiarilor la programele noastre o plusvaloare foarte mare și un sharing de experiență pe care, din păcate, nu am fi putut să o facem 2-3 ani în urmă când abia eram la început. Azi suntem în forță și asta e crută. Eu cred că asta e fain pentru toți. Și eu mă bucur pentru că reușiți, iată și pe domeniul de instruiri, care e foarte important ca să vă creșteți clienți calitativi. Da. Corect, am intuit? Da, asta știi, noi am ajuns la o idee că real ca și agenția sau Digital Team, ca și Talmazan School, noi procesăm posibil middle and bunul top din Republica Moldova și acum ieșim și peste hotarele țării cu proiecte. Deci asta dă nouă ca domeniu de activitate un caif aparte, un domeniu de lucru în care nu că cu 10 dolari nu ar fi interesant să lucrezi. Dar totuși când este o companie care are o logică în acțiuni, tu ca specialist poți să te descoperi și să dezvolți anumite abilități în care ți se pun niște targete mult mai conștiente și asta e fain că crești și piața ca industrie noastră digitală. Voi aveți deja ceva ani pe piață. Spune-mi, odată cu pandemia, s-a schimbat ceva pe social media? Au înțeles poate mai multe companii că au mai multă nevoie de social media? S-a schimbat paradigma? S-au schimbat bugetele? Cumva?
Am avut câteva etape și aș putea să spun despre câteva etape în lucru cu partea asta de cum s-a schimbat piața noastră. Este că în start mulți au dispărut. Adică din start mulți pur și simplu au încetat să facă publicitate și cei care au rămas, vreo 20% din clienți care au rămas cu bugete, au avut un succes foarte mare. Adică mulți jucători din publicitate au dispărut și atunci s-a eliberat audiența pentru o afișare foarte mare. După care antreprenorii toți se liniștiu cu ideea că ia ca să treacă, de-am era aprilie, de-am era mai, de-am era iunie și ia ca nu trece. Și oamenii au început să zică, ok, înseamnă că deja e timpul, hai și noi să facem. O revenit primul val și s-a întâmplat un boom foarte mare la nivelul de... Am vrut să spun cam un milion, da? Adică tot început, pentru că unii aveau bugete pe care cheltuiau în offline și deja nu mai era unde se cheltuie, alții alte surse de trafic decât postare pe Facebook nu aveau, respectiv au început să investească. De ce mai am avut o creștere în carantină de vreo 20% la nivel de solicitări și creștere de bugete am avut mai mare. Dar cu asta, știi cum este așa o chestie că când te duci la pescuit, este când e mult pește și este când este pește mare. Apoi că când este pește mult, este mare risc ca să se nimerească nu numai pește roșu sau nu numai pește care se mănâncă, este și pește care trebuie să dai drumul înapoi. Din seria asta, paralela este că foarte mulți clienți, foarte multă lume, a nimerit în valul ăsta de publicitate, în nevodul ăsta de Facebook, Instagram și digital, fără să-și dă seama că el în general se află acolo. Adică el pur și simplu a auzit că trebuie să pui publicitate, $50, dar nu este pregătit afacerea. Că asta a fost un insight care din păcate încă nu a dispărut. Afacerile noastre în jumătate din, cu care noi interacționăm, dar ca cifre să-ți dai seama ascultătorii noștri, noi anual avem peste 1.000-2.000 de beneficiari la instruire și peste 200 de beneficiari la promovare la agenția SAP. Adică, pe lângă asta, avem consultații, acasă am avut 3 consultații individuale cu afaceri și zilnic avem întâlniri, adică mii de afaceri am ocazia să mă uit în interior și din aceste mii de afaceri, mai mult de jumătate, problematica este în fondator, problematica este în incapacitatea de a începe să ne gândim că digital asta nu se face o postare pe Facebook, se pui bus post $3 și business-ul meu cumva să lucreze. Adică problematica este că au venit mulți solicitări, dar ele sunt foarte neconștiente și atunci colaborarea nu durează mult. Adică el a venit în Facebook, crede că dacă dă $100, mâine să aibă 1000 de euro venit și tot la dânsul și gine. Dar de-al de dânsul a venit încă vreo 500 și ne tacu și cu asta. Dar asta înseamnă că mai aveți de lucru pe talmazan scurt, ceea ce e bine, nu? Și mă bucur că dacă 3 ani în urmă Talmazan School era printre primii care făceau instruire în masă deschis ca proiect în care am primit de hate la nivelul de cine ești și de ce tu trebuie să ne înveți, azi mai sunt încă unii care încearcă și industria de digital comunicare presupune că crește și piața. Adică faptul că și noi acum vorbim presupune că 2-3 oameni o să devin mai conștienți și asta deja e bine pentru că cuiva să-i prindă ghine. Uite, noi știm ce se întâmplă la nivel mondial. Noi știm că foarte bine a vândut Facebook. Noi știm că foarte bine vinde acum Instagram-ul. Noi știm că tendința foarte mare este către TikTok. Ok. Ce în Republica Moldova? Vând ele care mai mult? Ne ajută ele să vindem? Și pe ce domenii? Știi, eu mă gândesc la perspectiva asta prin următoarea regulă de joc. Ea spune următoarea. Voi trebuie să fiți acolo unde sunt clienții voștri. Nu contează ce o să spui Talmazan, nu contează ce o să spui Nadia, nu contează ce o să zică Zucker. Tot asta ține de o maturitate de marketing. Atunci când noi înțelegem că Republica Moldova sunt câteva rețele sociale, este Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Anaclasnici, YouTube, LinkedIn, da, mai zis, da? Adică sunt multe și ele apar. Ele apar prin două paradigme. Primul, crește audiența. Deci la fundamentul deciziei noastre, în care rețea socială să ne facem activitatea și așa și mai gine, punem două întrebări.
Cine este avatarul nostru? Da? Cine sunt ei? Al doilea motiv este care este cea mai rețea socială din care ei se informează. Pentru că mulți nu apreciază adnăclasnicii. Eu zic că adnăclasnicii este așa, despre Eghine, cum eu spun, să între de Paște, de blajunilor și să vezi toate fotosesiile. Îmi place da. Dar adnăclasnicii are o putere foarte mare. Pe de altă parte, noi avem un trend cu TikTok. Tot spun, trebuie să mergem în TikTok. Exact. Acolo momentul vine că TikTok e fain, dar TikTok este o rețea socială care îți dă vizibilitate, pe de o parte. Ea nu îți va vinde așa ușor cum vinde Facebook sau Instagram. Sunt rețele, să am cunoștințe care au vândut prin TikTok. Dar asta nu este un scenariu pe care îl putem atribui la toți. De aceea eu zic să facem următorul lucru. Eu zic că înainte să decidem în care rețea socială să fim proactivi, întrebați-vă unul, cine este clientul vostru? Dacă el este regional, dacă el este vârsta 40 plus, întrebați-vă poate adnăclasnicii. Dacă el este teenager, asta este Instagram-ul, asta este YouTube-ul, asta este TikTok-ul, dar problema noastră ca națiune, ca afaceri, și poate nu doar a noastră, dar din experiență, este că noi nu avem atâția bani ca să ducem și Facebook și Instagram și adnăclasnici și TikTok și YouTube calitativ. Și atunci se primește că noi ori le ducem de alea pale, de aceea eu sugerez antreprenorilor să focuseze. N-ai bani, n-ai oameni, n-ai timp, alegeți o rețea socială. Investește $100 într-o postare. Nu fă aceeași postare pe 10 rețele sociale și nicăiurea normal tu n-ai fost prezent. Măcar în una, dar calitativ. Deci focusul este cel mai important în raport cu activitatea de comunicare în rețele socializare. Eu am proiectat pe ecran întrebarea de la Valeria, cum să selectăm corect publicul, pentru că numai despre asta vorbeai și practic îi răspundeai la întrebare. Știi, azi am avut două consultații și ambele afaceri au făcut o greșeală. În targetare folosesc 1865 tătă Moldova. Asta e cel mai, dar una din afaceri este o provălie de carne care este în sectorul botanică. Îți imaginezi? El se află la botanică și el face și publicitate la Sărată Galbenă. Care e probabilitatea că tatăl mâna îți vină, dar el a văzut odată? Adică, logica este că deseori publicitatea, din cauza că e tare ușor, sub postare este butonașul cel albastru, bus post, și e tare ușor să pornești, oamenii, neavând experiență, și asta nu este rău, asta este pur și simplu o realitate. Neavând experiență, pur și simplu fac next, sunt publicat, e verde, like-uri sunt, parcă nivelul de lumea, parcă rezultat este. Dar când îi trec cursurile noastre și înțeleg că campania asta e nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, este dublură la nivelul 2, este targetare, este scop, este KPI, este CPM, CTR, CPC, Pixel. Ele sunt multiple standard care presupun performanța și aici recomand afacerilor să se gândească cine este clientul nostru și în targetare să nu folosească audiență foarte largă, pentru că probabilitatea de la Cahul să vină de seară la noi la cafeneaua de la Chișinău, tare mic. Tu ai pornit să spui de la începutul discuției noastre despre momentul ăsta, dar eu vreau să-l detaliem mai mult. Ce le lipsește totuși afacerilor de la noi ca să aibă eficiență mai multă pe social media? Există sindromul de one-man show în continuare, crezând că fondatorul poate toți fac speli podele și să pună și publicitate și panouri stradale și să fac și cafeaua și tot? Sau totuși avem problema de a înțelege, educație, cursuri, nu știu. Tu vrei așa trist să vorbim? Nu, dar hai să spunem despre problemele. Eu mă voi axa doar pe ceea ce am trecut. Eu îți spuneam, la fundamentul discuției noastre de azi, eu pun anii de experiență, 6 ani plus în domeniul social media și miile de afaceri în care am avut posibilitatea să intru. Cea mai mare problemă este că suntem săraci. Una din cele mai mari probleme. Dorința și cu capacitățile noastre nu se sincronizează. Adică oamenii vin, ei se duc la training-uri, ei înțeleg. E ca simplu motiv, o afacere ca să se promoveze în Republica Moldova decent are nevoie de 300-500 de euro minim.
Asta minim. Și atunci întrebarea este... Că buget lunar, specific. Buget lunar, da. Buget lunar pentru o rețea socială. Dar dacă el are 3, dar dacă el vrea să facă YouTube, YouTube production la YouTube este 2-300 de euro în video. Și dacă tu săptămânal trebuie să postezi un video, înseamnă că asta 2-300 de euro, i-am spus că tu ești talentat și mai faci tu ceva. Dar dacă se iei o echipă, o să te coaste și 1000 de euro. Și atunci, din unde afacerile noastre, chiar și cele mai mari, să dea 3-5.000 de euro marketing lunar ca să canalizeze toate rețelele, toate offline, online și ipotezele per target, per tot. Eu am avut, acum urmăream, noi avem activitate și deschid un proiect în Statele Unite și dacă încep business în Statele Unite, am început să mă uit la alegerile din Statele Unite. Și odată ce acum la noi acum merge chestia asta, eu mă uitam la election-ul ăsta și vedeam publicitatea lor. Doamne ferești, la CNN eu mă uitam la reclamă, parcă era film. Un level de production foarte înalt. Adică la noi când te uiți la publicitate, mă tind că mai cele mai mari companii și parcă e serial. Dar restul, așa e, înșoptut. Așa au făcut. Deci prima problematică este că este elementul de nu-s bani. Nu-s bani și nu să facem mai mulți bani. Paradoxul este că să faci bani, îți trebuie bani. E ca startup-urile se întâmplă. Vrei să faci un business, îți trebuie bani ca să faci bani din business-ul ăsta. A doua problemă este contextul cultural. Domeniul digital, domeniul antreprenorial, susținerea dezvoltării personale. O venit la noi mai la altă ieri, adică noi nu suntem așa în piață de mult ca asta să fie foarte popular. De aceea, gândul, mindset-ul antreprenorului, da, el este încă în zona cum spune, noi lucrăm prin recomandări, e ca majoritatea zic așa. Noi lucrăm prin recomandări și la noi vânzări sunt. Dar uitați-ne să facem bani. Așa vine momentul ăsta. Deci antreprenorii, din cauza asta sunt one-man show și din cauza asta nu au posibilitate să angajeze oameni mai puternici ca ei. Adică te gândești așa, și mai des întâlnit problemă, știi ce spun antreprenorii? Dar păi ea n-a sunat așa de ghine ca mine. Sau cine să facă mai ghine ca mine? Eu de business-ul meu, îl înțeleg. Și nu este încrederea asta să iei un om mai puternic ca tine. Ca el să vină și să-ți rezolve problema sau să-ți dea măcar vectorul. Deci în direcția asta sunt două. Suntem sărași și la minte și la buzunar, dar se schimbă lucrurile. Adică nu sunt pesimist, lucrurile se schimbă numai noi cât faci. în piața asta, dar în general, adică în jurul nostru se întâmplă oameni, avem oameni care vin de la Orhei la cursurile noastre, avem oameni de 14 ani, la grupul în voi era fetița care avea 14 ani, avem doamne, domn de 50 de ani, adică avem așa un mare vector de interes față de digital, mai ales acum noi avem acordul de colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice și noi facem instruiri de securitate în online pentru licee, școli, părinți. Până la carantină noi mergeam prin toată Moldova, acum noi online mai încercăm ceva să facem. Și vreau să spun că profesorii au fost puși într-o situație de asta din ieri, în care dacă mai la altă ieri el spune computer, da, computer, azi el dar nu știe și Zoom. Și știi și de live-ul, și știi și asta live, și Ctrl-C, Ctrl-V. Deci noi ca consum real am sărit 5-10 ani de zile ca evoluție de piață. Adică carantina asta a făcut din piața digitală și business-ul digital, a făcut un progres de vreo minim 5 ani de zile. Când în 5 luni. În 5 luni. În 5 luni, da. Chiar aș spune în 3 luni, pentru că când s-a început în septembrie, atunci, adică când mama mea mai puteți ști despre Zoom, trebuie să-i explic. Mama nici până nu înțelege cu ce mă ocup eu. Adică nici până nu știu ce fac eu. Ce vă faci acolo? O să te-am văzut la televizor, vorgheșă, arătai cu mâinile la niște oameni din sală, mai plâng ceva cu Facebook. Rest, și faci bine, mai instruire. Vreau să zic că lumea e atât de captivată de ceea ce povestești tu, că nici nu reușești să-mi scrii comentarii. Eu mai dau câte unul, răsleț, care mai să dau hai să răspundem la mesajul, ca să fim fair play. Te-a salutat cineva. Uite, Tatiana ne-a scris că îți mulțumești pentru abordarea subiectului, probabil util și pentru ea, nu știu. Am întrebat dacă este cineva dintre absolvenții Talmazan School. Știi cum orice de asta, mâine în online,
online pot să creez orice impresie. Că sunt un troll, amuș. Da, colectăm asta, firma și trebuie să zic. Da, cumpărați, super, bravo, Dumitru. Exact. Uite, sunt foarte multe oportunități pe care ne le oferă și Facebook-ul și Instagram-ul, fără doar și poate. Eu vreau să vin cu o recomandare generală. Ce se folosește mai mult la noi și ce recomanzi tu că trebuie să se folosească în dependență de specificul business-ului? Poate, de exemplu, atunci când mergem direct la client, merge cel mai bine Messenger-ul. Poate atunci când facem vânzări, cel mai potrivit este reclama cu send a message, nu știu. Ok, am înțeles. Ține tu niște tendințe de genul ăsta, da? Dacă să vorbim despre eficiența acțiunilor noastre, prima ce trebuie să facem să ne punem ca scop ca acțiunile noastre să fie eficiente. Adică, deseori, în publicitate, antreprenorii fac, spuneam eu, boost post, fără ca să își dea seama de ce rezultat asta mie trebuie să-mi aducă. Ce am observat noi este că prețul nu contează. Adică, cât mai ieftin este produsul, cu cât mai greu e să-l vinzi. Deci, filosofia că dacă ești scump, n-a să te cumperi nimeni pentru că banii nu sunt țară, asta este o filosofie veche și eu nu știu, noi n-am întâlnit-o. Nu, mai este una. Orice produs are cumpărătorul lui. Da, sigur, sigur. Așa se liniștesc ca cei care nu vând. Da, știi cum este vorba asta? Cred că nu a fost norocul. Și dăm genet noroc. De ce? Noi ce am observat este că oamenii, pe de o parte, cumpără de la oameni, deci dacă scoți în față oamenii, este mai ușor să vinzi. Al doilea motiv în strategia asta de vânzare până ajunge la instrumentariu este că oamenii cumpără de la cei pe care îi cunosc. Adică din motiv că online-ul a deschis hotarele, nu imaginare, noi deseori în lenta noastră de Facebook, Instagram, Stories, vedem logotipuri care prima oară în viață le vedem. Din cauza că neamurile noastre noi s-au mai auzit, nu odată au cumpărat și nu le-a venit produsul, ori le-a măjit, oriceva s-a întâmplat, credibilitatea față de brandurile noi este foarte scăzută. Și atunci nu contează cât de bun la tine este șef povarul, nu contează cât de bravo este acest om care vorbește acum în cadrul la cei care privesc în feed. Dacă voi pe mine nu mă cunoașteți, dacă voi nu aveți încredere în Nadia, voi n-ați cumpărat niciodată de la mine. Adică din cauza că dacă tu ai mai auzit de mine, dacă tu ai văzut brandul meu, ceea ce eu voi vorbi va însemna că este o leacă de adevăr în asta. Deci e primul pas pe care trebuie să-l facă toate brandurile, în dependență de regiunea în care el vrea să lucreze, el trebuie să facă, așa zis în engleză, brand awareness, vizibilitatea brandului. Până a spune, cumpără de la mine, tu trebuie întâi să știi pe mine. Greșeala asta o fac mulți care încep să fac publicitate psihotare, genul brandurile moldovenești în America. Și el pune $100 all US, 65, adică din 37 de milioane se vadă 30 de oameni, deci nici într-un cartier n-a să arăt publicitatea, dacă să înțelegi. Și el vrea să aibă vânzări. Cum dacă omul este prima oară în viață te vede? Deseori se face paralela dintre publicitate și relație. Da? Și deseori se face că omul care e publicitate este bărbatul, dar conversia este femeia. Da? Și respectiv, la noi tăți 18 ani, da? Respectiv când respectiv paralel să facem felul următor, doar dacă ești bărbat, nu odată ai observat că tu nu poți să te apropii pur și simplu de o doamnă, domnișoară și spui hai cu mine, adică așa spui hai cu mine, asta ar însemna un anunț care eu nu știu cine tu ești, eu stau noaptea așa și fac story scrolling și ne apare un anunț, nu vrei să cumpere o geantă? E că asta înseamnă hai cu mine. Nu că n-a să zic nimeni nu. Este un procent foarte micuț, că ori dacă doamna se apropie de domnul, ori domnul de doamnă, ca să nu fim influenți de discriminare, unul dintre ei o să zică da deodată. Pentru că, pur și simplu, dezvăhădnă e situația. Și el era unica șansă la această discotecă. Dar, în general, statistica arată că trebuie să-i aduci o floare, o ciocolată, să o mai inviți în oraș, să mai faci cunoștință. Și poate peste o perioadă de timp ceva de la voi să primească, să aveți copii frumoși și să fiți fericiți până la dinți bătrâneți. Apoi că rețelele de socializare sunt un soi de platformă de relație. Social network, legături sociale. De ce? Dacă vrei să-i inviți mie, începi să flirtezi cu mine.
Încep să-mi povestești despre tine, despre cum tu lucrezi, despre brand-ul tău, succesele tale, produsele tale. Și într-o bună zi când spun hai cu mine, poate eu și spun da. Și poate eu spun da numai o dată, dar dacă se-mi placă să ne mai vedem. Adică elementul ăsta ține de un soi de relație. În spatele la monitor nu sunt oameni proști. Sunt oameni la fel ca și tine, care n-au timp să dai click, care n-au timp să pună like, care n-au timp să comenteze, doar tu nu comentezi. E ca mai uite, cât se uită la noi în live și noi nu avem așa număr de like-uri. Mai mult ca atât, noi nu avem același număr de comentarii proporțional oamenilor care o să vadă tot interviul ăsta. Deci noi nu putem spune că oamenii ăștia nu s-au uitat sau cuiva chiar i-a plăcut, cineva chiar a spus, dar cine e băiatul ăsta? Iată să scriu talmazan.md. Și să intru pe site-ul lui să văd ce face el. Respectiv, poate cine... juc și la cursuri. Cineva chiar face și-o scrie. Deci sfatul meu este să faceți numele vizibil, să creați așa zisa pâine, audiență rece, audiență caldă, audiență fierbinte și să vindem doar la audiența caldă, dar mai specială cea fierbinte. Și ca instrumentarii aici deja nu contează. De exemplu, ca element de eficiență, pentru cineva o să fie eficient să lucreze, Tatiana spune că așa și-a făcut, a intrat pe talmazan.md și face cunoștință cu brandul nostru. Respectiv, cineva instrumentul message, e că imaginează, noi am avut o sarcină, trebuie să promovăm o companie care are prestare servicii pentru bărbați, transplant de păr. Dacă vezi, eu de-am o vârstă zdușie, știi, zdușie, berega. Respectiv, imaginează-ți, cum tu ai setat o campanie de transplant de păr? Cum crezi? Bărbați o scrie în comentariul la postare preț? Niciunul. Da, targetez soțiile lor. Soțiile, dar și soțiile doar n-a scrie. Eu pentru a mea vreau să întreb, cât costă transplantul de păr? Adică, nu, eu întreb pentru o prietenă. Da. O prietenă nu are o problemă. Cât costă. Respectiv, noi înțelegem că comportamental, psihologic, asta ca și ginecologie, ca și, spre exemplu, fertilizarea in vitro, ca și problematica financiară, este ceva care oamenii nu să scrie, vreo ofertă. De ce folosim instrumentul message? Dacă produsul este scump, spre exemplu, casă, avem cottage-uri, vindem care costă 250.000 de euro. Dar nu se întâmplă așa cu omul, stă cu soția lui, așa cu se uite la un serialcic, un weekend, noi cu publicitatea l-am numărit și el spune Nadia, te rog frumos, dă cardul că nu mă ajunge, dă cardul că îl luăm, adică dacă am văzut publicitatea. Nu așa se întâmplă, este comportamentul, de ce n-ar fi rău să-l trimitem pe un site, pe un landing page, unde el o să vadă argumente, o să vadă și făcut casa, o să vadă și companiile, și feedback-uri, adică totul este individual, nu există un butonaj care va rezolva problema noastră. Deci, gândiți-vă la oameni atunci când promovați pentru oameni. Chiar spate. Asta e bună de citat, așa. Da, până ramă în spate. Noi am înțeles cu TikTok și în Republica Moldova, dar este el printre tendințe și care altele se mai găsesc la nivel de tendințe? TikTok este un fenomen care nu puteți să nu apară. Și TikTok o să dispară și o să apară alt fenomen, pentru că există minim 4 generații pe care noi cunoaștem. X, Y, Z și Alpha. Da? Respectiv, noi acum vorbim despre generația Z și Alpha, generații care lucrează, înainte era Snapchat-ul. Generația care acum este Y și X, o discutată în Mirc. E ca și nu a fost în Mirc, să pui like la această postare, ca să vedem câți oameni au zis din Mirc. Cine scrie a salut pe lăsă? Acolo trebuie red, scrie și erau niște abrevieri la Mol Telecom, întotdeauna la Internet Club, stăteam în Mirc. Pe urmă a apărut face-and-a, pe urmă hi-fi, pe urmă colegi-and-a. Adică apărut sunt diferite produse pentru diferite etape a generației care era în activ. Acum, vorbim de TikTok, precedentul lui era Snapchat-ul. De ce acolo așa s-a întâmplat? Din motiv că acum dacă avem generația X și Y în audiență, probabil ei nu sunt în TikTok. Părinții mei și bunelii mei, stopul de oameni, nu sunt în TikTok. Frații mei nu tăți. Aici care au vârsta 40 plus, ei nu sunt în TikTok. Dar dacă sunt stare pasiv. Respectiv, acolo sunt acei copii a căror părinți nu sunt în TikTok.
Da, adică Snapchat-ul era un fenomen în care copiii puteau să fac și vor și nimeni nu afla despre asta. Numai părinții început să intre în Snapchat cu chimișul de Snapchat. Și s-a transformat în a părinților de amu măști, ursuleți și cămișori. Acum TikTok când a apărut, la fel. Era teenager mulți copii și acum în mare parte sunt copii. Dar a apărut un target 25 și 35, în mare parte femei, vreo 70% proporție, care sunt proactive destul de tare în TikTok. Deci elementul ăsta de ce sunt ei acolo sunt din cauza că generația Z și Alpha consumă contentul diferit. Dacă vreți să vindeți la aceste generații, dar eu vă îndemn, vă implor, vă sugerez să vă gândiți tare atent la cei care au acum 15 ani. Peste 3-5 ani de zile ei vor fi clienții noștri, partenerii noștri, angajatorii noștri și angajații noștri. Dacă voi azi nu începeți să lucrați cu ei, eu sunt sigur, spre exemplu, că Agora ca produs informațional vede foarte tare trendul de consum. Cu cât dinamică el crește, long read-ul va dispare, va apare, contentul video, pe cât de tare este engagement-ul. Știi, este cel mai bun exemplu pe partea de targetare audienței. Toți avem nepoți minim, vecini, copii care sunt tăi. Ați văzut cum ei se uită la YouTube? Ei la YouTube nu se uită niciodată, practic, și puneți-mi un plusic dacă sunteți de acord și dacă înțelegeți ce vorbesc. În formatul de full screen. Adică ei nu se uită desen animat pe tot ecran. Ei se uită desen animat de așa, într-un părțățământ el, în partea dreaptă sunt alte desene animate și în orice moment pot schimbi desen animat. Deci nu neapărat să te uiți până la urmă. Nu neapărat să termini să vorbească evenilic că el trebuie să schimbi desen animat. De ce? Adesea conținutul este foarte, foarte dinamică. Pe când dacă arăți desene animate mașa și medved la bunica, apoi începe să mițească. Că mașa și e prea repede fuge. Adică, dar la copii le place asta. Și asta este tempoul. Dacă voi faceți postări boring, dacă voi faceți postări care sunt statice, n-au nicio dinamică. Adică, Mihaela e de acord cu noi. N-au nicio dinamică, nu este sunet. Voi nu o să lucrați cu această audiență. Voi veți lucra continuu cu o audiență care este de modul vechi, hai să o numim așa, care nu are nevoie de tare multe valori. Știi cum este? Mai ușor ca nețesc, să nu pătiș. Apropo, mulți când mă văd pe mine în curs, stau și de astea, atunci tot așa, și colință, de unde e la drumul, stângeți-l mereu frumos. De ce? Eu lucrez pentru audiența o leacă mai tinerică, ca să fie un dinamic cât îmi rădăși. Am o întrebare tare complicată. Eu o recunosc din start că nu sunt autorul ei, nu mă duci chiar așa de departe cunoștințele și capul, dar oricum vreau să ne zici, pentru că sunt sigur că este multă lume care se pricepe un pic și la targetare, și la cum lucrează publicitatea lor. Deci ne adresăm la cei care au făcut mai mult decât un boost post. Pe Facebook, pe Instagram și pe alte rețele cu care lucrează. Cum algoritmii la Facebook, la Google cu indexările pe care le avem pentru site-uri, la Instagram, urmează să fie îmbunătățiți așa ca reclama noastră să ajungă exact unde nouă ne trebuie? Sau să nu mai avem cazuri când două publicități similare, una acceptată, merge, alta Facebook o respinge, de exemplu, dar argumente parcă nu sunt, că ele ar fi la fel și nimic nu e sexist, nimic nu promovează medicamente sau altceva. Mm-hmm. Adică, cum algoritmii ăștia o schimbi în perioada următoare? Dacă știi. Uite, algoritmii Facebook-ului, algoritmii rețelelor de socializare sunt bazate pe inteligența artificială, pe procesarea datelor, așa numitul big data. Big data un termen mai nou pentru noi, dar care presupune că calculatorul este hrănit cu tare multe date și atunci când el vede date care seamănă cu ce și el a mâncat până acum, el recunoaște că asta este femeie sau asta este bărbat sau asta este plus sau minus. Respectiv, elementul de cum să numerim audiența noastră, asta înseamnă că
Pe de o parte, avem eroare că oamenii în profilul lor de Facebook, Instagram, completează datele ironat și atunci nu întotdeauna targetând femeile poți să dai de femei, mai dai și de bărbați, pentru că eu ori uitat schimbi, ori intenționat ca să spară amuzant, o pus femeie, dar asta e un procent foarte, foarte, foarte micuț. Al doilea este că elementul de targetare calitativă presupune să înțelegi foarte bine audiența ta. Eroarea cea mai mare în targetare este când noi alegem targetul la prima idee. Spre exemplu, vrei să arăți la mami, da? Alegi părinți. E la prima și îți vine în cap asta. Dacă vrei să găsești mami, alegi părinți. Și toți fac asta, de ce publicitatea crește, noi concurăm între noi pe același target, dar dacă tu o să te gândești, ok, mami, ce înseamnă asta? Asta înseamnă, în probabilitate, femei care au terminat universitatea în 94 sau mame sunt femei care sunt interesate de parte de fashion și au 35 de ani și neapărat frecvent călători. Nu e ca niște statistici. Adică în targetare, este un rus, un termen, aș vrea să-l spun, se cheamă pirajoc s pierde polăcchi. Adică în targetare nu este salutat termenul sau tehnica prima și îți vine în cap, ești folosește. Ai nevoie de femei, pune femei. Adică elementul este că tu poți să înconjori și să găsești audiență mai bună. Spre exemplu, uite, este așa un target utilizatorii de Internet Explorer. Spune-te, rog frumos, dacă părerea ta, cine sunt acești oameni? Dacă, dacă eu am așa target utilizatori de Internet Explorer. Cu siguranță au un calculator static. De cele mai multe ori. Un Pentium, nu știu cât, exact. Și ești pe la Windows-ul, care a lucrat cel mai bine? Eu n-am avut asta niciodată. Una din ipotezele care noi deja le-am identificat și am văzut că lucrează, în mare parte asta sunt lucrători guvernamentali sau sociali. Prin bănci, prin companii de stat, este regulă că tu trebuie să ai Internet Explorer. Respectiv, dacă eu e utilizator de... aici e altă întrebare, hai la targetare. Eu îți fac examen preliminar, încă n-am terminat tema asta cu voi. Spune-mi, frumos, ce fel de utilizatori sunt utilizatorii care au iPhone 10? Dacă eu demografic, deținător, spre exemplu, că eu când intru din telefon în Facebook, el pe mine m-a calificat ca target care este beneficiar sau proprietar unui iPhone. 10, 9, el știe de-a mâncare sistem. Ce fel de oameni sunt? Nu știu, acum să spun toate lucrurile bune despre mine, da? E ca prima ipoteză cea mai nestandardă, pentru că dacă să-mi spui și prima și îți vine în cap, asta nu e adevăr, o gândești la două variante. Mă gândesc la două variante. Da, bine, da. Cel puțin sunt persoane care au un nivel mediu de salarizare și mai mult, presupun. Nu prima. Uite, mulți fac greșeala, crezând că alegând utilizatorii de iPhone, asta sunt oamenii care au bani. E că mulți fac greșeala asta. Statistica arată că utilizatorii de iPhone, asta sunt oamenii care au credit. Pentru că toți care au iPhone, le iau credit. Ei, nu, da. Vreau să vă dezamăgesc, eu nu l-am luat. O bună parte din oameni nu-și pot permite gadgeturi scumpe, dar vor să aibă un stil de viață frumos, de ce ei se duc și iau un credit. Deci, dacă vreți, targetați oameni care să vă iei credit, targetați oameni care au iPhone. Ca idei, da? Adică, când noi vorbim de targetarea corectă, ea este o leacă, ea este foarte mult psihologică. Adică nu este un fel de femei 18-65 Moldova, da? Adică este o leacă așa cavarnă în care tu spui ok, dar oamenii care călătoresc frecvent și hotari, posibil sunt plătitori.
Pentru că dacă călătorești frecvent peste hotare, înseamnă că ori tu lucrezi la o companie scumpă care trimite în comandărovcă, ori tu ești dalnevoișic, dar înseamnă că tu ai element de bani tot, ori tu ești businessman care se duci în 3-5 ori pe lună. Mai este un procent mic cu neamuri în America. Da, cu neamurile este cei care au, este așa target, persoane care se află departe de a doua parte, și vă genul ăsta. Adică eu cu tine stau în Facebook ca statut soț-soție, dar tu ca check-in ești în state, dar eu în Moldova. Și Facebook știe că noi suntem la distanță, iaca, la distanță. Și atunci, multe companii de astea, flori, cadouri, targetează acest target ca cei de acolo să cadoneze la noștri podași. Și ei de cel mai multe ori comandă, asta pot să-ți spun, da, sigur. Da, da. Eu mai am două întrebări foarte importante, dar timpul ăsta, Doamne. Uite, sunt un business, pot fi la început de cale, pot fi la mijloc, adică să zicem că de-aia mă cunoaște lumea așa un pic, sau pot să fiu un business cu brand awareness deja bine pus la punct. Ce să fac eu de azi înainte pe social media? Dacă sunt la început, dacă sunt mediu și dacă sunt avansat. Nic. Nu. Ești mort. Nu ești în social media, ești mort, nu? Nu, mie îmi pare că noi un pic am, știi ce am făcut? Am dat prea multă importanță la social media pentru business. Din păcate, ce... Da, dar e pandemie, e altceva. Da, da, dar trebuie că trebuie de gândit înainte asta. Și ar fi fain să ne gândim în continuare la asta, ca nu să folosim rețele de socializare ca butonul roșu, sos, please, help, cumpărat, tăți. Pentru că asta fac tăți și atunci spunește că deloc nu e interesant când într-un sat la discotecă vine numai o fată și toți băieți se aruncă la dansa și atunci nu dansează cu nimeni pentru că se nu-l supere pe nișonul. Apoi, care este ideea mea? Spre exemplu, dacă tu ești o afacere la început, la mediu sau aia foarte mare, ceea ce am observat eu în mare parte, am observat un trend că postările nu contează. Adică am observat că pentru afacere, adică oamenii nu prea vor să se asocieze cu business-ul. Cu cât mai mare logotipul este pe postare la tine, e ca logotipul companiei tale, cu atât mai crești, scade probabilitatea că eu voi da like la această postare. De ce? Pentru că prietenii mei o să vadă și eu o să vadă că eu într-un fel sau altul deschis te susțin. Dar nici întrebă vorba în sat, nu trebuie. Al doilea motiv este că fluxul informațional a devenit așa de puternic că informația nu este problemă. Nu, oamenii n-au probleme de informație. Când era ziarul alb-negru și pe urmă l-a făcut colorat, asta era wow. După în sfârșit ai văzut rochia la prezentatoare, când e roșu, dar nu negru închis. Dar acum nimeni nu face wow, revistă, jurnal, glianeț, neglianeț, adică asta a devenit normă și mai mult că nici valoare nu are desigur. Acum noi suntem în wow efectul pe realitate virtuală. Spre exemplu, oamenii noștri când numeresc în New York, și când se uită la toate televizoarele astea, spun, wow! Dar la noi acum să vezi billboard-uri din banere, tu nu te mire. Ce nu e? Despre ce vorbesc eu? Este că sfatul meu pentru companii este să se întrebe un lucru. Noi în piață formăm audiența sau doar o curățăm? Spre exemplu, ce facem noi acum cu tine, noi formăm audiența. Noi nu facem un eveniment în care să spunem oameni buni, azi să facem un live în care Dimaș vândă cursurile. Nu, noi am dat 3, 4, 5 sfaturi pentru cineva, asta a fost, eu asta știu. Altcineva spune, despre ce el vorbește, eu nici nu înțeleg ce el vorbește. Atunci trebuie să spune, e că ideea asta cu logotipul pe postare, mi-a plăcut, dar noi înainte, știi cum era modul de fotografie, puneam numele tău pe tot fotografie, așa, ca copywriting. Da, nu mai este salutabil. Respectiv, întrebați-vă ce este cu audiența voastră. Postările sunt foarte și foarte puțin întrebate. O postare două pe săptămână, e ca așa ajunge. Ele trebuiesc, pentru că ele sunt în categoria PR, ca să menținem comunicarea. Vorbim cu excepția brandurilor cum este, spre exemplu, Agora sau televiziunile care au multe știri, acela iese din standard. Dar vorbim de comerciale. Nu are sens. Fiecare postare trebuie promovată.
Nu are sens pentru că like-urile la pagină nu contează. Algoritmul Facebook-ului nu permite să arăte la tăți. Mai mult ca atât, voi nu aveți atâția bani, timp, resurse ca să creați production, adică conținut, content, foto, video, ca să placă la tăți. Respectiv, impactul o să fie mic în zadarea cheltuit banii să scrii textul ori să cauți ideea. Deci fiecare postare trebuie promovată. Și a doua categorie, asta este campaniile publicitare care fac două scopuri, vizibilitatea brandului și generarea de clienți potențiali. Aici de ce nu boost postul este cu $100? Dar campanii complexe care permit să testăm targete, interese, cum am spus, este interesul iPhone și este interesul browser Internet Explorer. De ce să nu facem într-o campanie două seturi, cei care setează doar să mă înțeleagă despre ce vorbesc, și la nivelul 3 de publicitate să facem două mesaje diferite. Adică la oamenii ce spunem un mesaj și anumite produse, de la este altul și să vedem care mai bine lucrat. Asta este campanie unde bugetul este 100, 200, 300, 500 plus euro pe lună. De aceea eu zic întotdeauna, gândiți-vă la oameni, pentru că oamenii sunt fix ca și voi. Ocupați. Eu, primul exercițiu care îl fac în cursuri, mai ales la oamenii care vor să genereze trafic spre site, spre exemplu, că mulți acum au site-uri și generează mult, multe click-uri spre site. Întrebarea este, v-ați încercat vreodată să completați formularul fiind într-o lebus, ținându-vă de bară? Sau ați încercat vreodată să mergeți pe drum și să completați formularul? Sau când un copil stă pe gât la voi sau vă trageți de mână în magazin mama, tu să completezi acest formular? Pentru că, de facto, în viața de zi cu zi nu se întâmplă așa că oamenii stau și zic și că o postare de parmezan. Nu știu, așa, și eu zic ăla. Așa, click, se completăm. Adică, nu, oamenii stau în activitate. Aha, postare, like, ia și ieși, oi, site-ul mult de completat, mai departe să duci. Adică, comportamental, noi toți suntem la fel. Nu contează și brand. Deci, în fundamentul deciziilor și scopului vostru, puneți elementul de om și factorul uman, pentru că el foarte mult contează. Și tot la capitolul sunt un business, rămân, optez pentru o agenție sau pentru un om in-house care să se ocupe de brandul meu? Înțeles. Sunt trei forme de colaborare pe care puteți să le aveți cu această industrie digitală. Prima este in-house, a doua este outsource, a treia freelance. Adică noi putem să angajăm oameni in-house, outsource noi putem să angajăm o agenție sau un expert, freelance, asta sunt oamenii, de obicei studenți, mămici în decret, oameni care se reprofilează, care în timpul liber fac această activitate. Nu există ceva ce aș sugera pentru toți ca un sfat. Există câteva stadii. Spre exemplu, când afacerea începe și nu are bani, el nu are bani de agenții. De aceea, deseori, ea optează pentru un freelance. Când afacerea este în mediu, ea de obicei optează ori pentru agenții, ori pentru angajat. Când este mare, ea optează de obicei pentru agenții. De ce? Freelancerul, ușor de găsit, ieftin costă, mai ieftin decât toți cei expuși mai sus, dar din experiență, nu toți, dar marea majoritate prestează servicii nu atât de calitative, pentru că freelancerul face tot, el și text, face și imagine, și design, nu știu, tot. Și are câteodată așa perspectivă să dispară. Da, adică din cauza că el amă la lecții, dar tu suni că la tine trebuie să pornească campania, dar el la lecții și el nu o să răspundă ție. Angajatul deseori e optez pentru dânsul ca format că dacă tu ai mai multe pagini, dacă tu ai mai multe campanii, îți trebuiască 2-3 freelanceri sau îți trebuiască agenții și îți costă scump. Angajatul e o formă ideală, dar greu îl găsești, trebuie să-i faci computer, trebuie să-i faci soț pachetul, trebuie să-i loc de muncă, odată în an, două ori pe an o spleși, pentru că dacă ești comercial, mult n-a să reține că ca social media e la sardă, și o să vrei ceva nou. Și atunci tu 2-3 luni de an le pierzi. Pentru multe afaceri, asta nu este admisibil, deci ei optează câteodată pentru agenții. Agențiile, o agenție slovistioasă, bună, ar presupune că ea, unul, are angajat per industrie, copywriter, designer, social media, targetolog, analitic, project manager, respectiv calitatea serviciilor crește, dai mai scumpă, dar poate în două zile să pornească o campanie. Deci, dependența la ce fel de nivel
Eu zic că marketing în general, digital marketing, există un fundament și trei ingrediente. Fundamentul este scopul. Întrebați-vă, care este scopul meu? Ce vreau eu? Să cresc cu 10%, să-mi măresc staff-ul, să ies pe piața externă, să încep în sfârșit să fac bani. Iar care e scopul vostru? După care sunt trei ingrediente. Timpul, oamenii și banii. Timpul, asta este că în dependență ce fel de scop tu ai, va trebui să depui că asta nu o să întâmple peste noapte sau nu o să întâmple într-un an. Poate să întâmple în jumătate de an sau într-un an. De exemplu, eu am scop să ies pe piața internațională. Eu înțeleg că asta nu se întâmplă de așa. Asta se întâmplă într-un an, doi. Al doilea ingredient sunt oamenii despre care am spus. Te apreciezi ce fel de oameni tu ai nevoie și sub ce formă. Și a treilea, banii. Adică nu poți să spui, eu vreau să fac, la noi scopul, noi pe an procesăm vreo 1000 de studenți minim și eu spun, pe an, într-o două ani, 2021, 3000 de absolvenți. Dacă eu îmi pun scopul 3000 de absolvenți, asta înseamnă că în 10 luni de zile trebuie să fie 300 de absolvenți pe lună. Asta înseamnă că trebuie oameni care să îmi ofere șansa să am capacitatea de producere ca să asigur acest KPI. Deci e ca elementul este în direcția asta. Și dacă o să puneți în fundament aceste momente, șanse foarte mari să atingeți marja maximală de KPI care l-ați pus. Ei, eu sper că am lămurit lumea care ne-o ascultat, cel puțin la nivelul de orientare, să înțeleagă unde ar trebui să o ia și dacă să-și facă TikTok sau nu. Eu zic așa, dacă vrei să te pierzi vreo 2 ceasuri, să deschizi TikTok. Așa că el e bun, interesant. Dacă ai resurse, ar fi fain să mergi în TikTok, pentru că acolo acum audiența crește foarte exponențial. Dacă nu este, deși nu. Mulțumesc tare mult. Știu că timpul e scump. Cred că ne mai vedem online azi odată, dar nu deschidem toate cărțile, dar dacă vreți și voi să ne vedeți, vă înscrieți la Talmazan School, da? Da. Ce vreau eu să spun, dacă îmi permit să mi-a rămas bun de la audiența agora, este că social media este inevitabil pentru piața noastră. Din motiv că social media este la cel mai mic cost, practic, poate să oferi un rezultat interesant. Contextul pandemiei, contextul crizei în care noi ne aflăm, o să dureze încă un an, doi, indiferent, o să intrăm în pandemie după blocaj, după 19 sau nu. Oamenii și-au schimbat preferințele de cumpărătură, oamenii și-au schimbat sistemul de gândire. Asta trebuie să ne alerteze și trebuie să ne dea posibilitatea și în alte piețe. Iar posibilitatea de ieșire în alt piață se face foarte simplu prin social media. La fundament puneți scopul. Întrebați-vă ce vreți. Întrebați-vă ce oameni, cât timp și câți bani. Nu uitați de faptul că produsul vostru este pentru un anumit target și acest target nu este 1865 de Moldova. Este un target specific care încă nu vă cunoaște. Deci faceți vizibilitate. Creșteți notoritatea brandului. În paralel, faceți vânzări. Îmbunătățiți procesul de client service, relație cu clienții. Postările trebuie să fie o continuitate a activității voastre. Postările nu sunt pentru că șeful a spus. Postările nu sunt pentru că trebuie. Postările sunt pentru că nu poți să nu le spui. Este ca un fel de să suni pe mama sau este ca un fel de să vorbești cu omul cu care te-ai întâlnit. Apoi că eu intru pe pagina ta și tu acolo vorbești cu mine. Ce îmi spui tu mie? Cumpără? Sau îmi spui diversificarea de conținut? Așa că în capul meu să-i punem omul, pentru că oamenii există pentru oameni, pentru că oamenii vând la oameni, pentru că oamenii lucrează ca alți oameni să fie fericiți și ei lucrează ca să fie și ei fericiți. Acestea fiind spuse, like-uri, share-uri, comentarii, sănătate vouă și la cei care vă iubesc. S-a venit de la Andrei Malachov. Da, nu am înțeles. Ai vrut, da? Ai copiat mesajul, l-ai tradus în Google Translate și... Da, am înțeles deja cum funcționează. Bine, așa, să râdim un pic pe final. La toți 50 de oameni care stau acum cu ochii pe noi, de mulțit cu doi, le spunem o zi bună, sănătate și ce le mai trebuie să acolo? Numai bine. De toate să aveți. Pa, pa. De toate să aveți. Mulțumesc, Dumitru, încă o dată. Noroc. Noroc. Ia uitați-vă și de la Agora cineva ne-a comentat. Mai. Hai, ieșim? Nu ieșim? Da. Finalizăm? Nu finalizăm?